Despre Bollywood, da, nu despre Hollywood, ci despre Bollywood, bun, știam că acolo e o uzină întreagă, că e nebunie întreagă. Și mare lucru să știi, multe dintre ele știi că se filmează în România, în cazul în care nu știau. Deci, vin niște grupări de... Unde, în Ferentar, unde le duc? Nu neapărat, au niște zone, să știi, din astea pentru... Teleorman. Da, vorba ta, nu știu, apar n-am, nu știu să spun, în orice caz... Că nu par filmate în Maramureș, dar... De ce se filmează în România? Se filmează în România pentru că se pare că e mai ieftin, pentru că acolo și ei s-au șmecherit și așa. Cel mai tare m-a amuzat când... Găsesc figurați mulți aici? Nu, să spun, a fost așa. În primul rând, comandă totul la Taș și că de-aia și știu de câte ori e câte o filmare acolo, îmi spune proprietarul de la Taș, pentru că el, având încă un bucătar chiar indian, ăștia vor să mănânce doar de acolo. Și vin cam câte 100, ei vin cam 100, noi, în schimb, nu am fost suficient de abili ca să dăm mai repede vizele alea și dăm cam 6 vize într-o zi și până să fac 100, la ăștia durează foarte mult și pierd. Evident că pierdem, pentru că ăștia vin și plătesc aici, România, să ne înțelegem. O țară de un miliard de 6 vize pe zi. Da, știi? Că suntem noi am zis la un moment dat, hai să facem o chestie paralelă, pentru că, care a fost chestia? La Vodafone, la un moment dat, a venit un Sixt, deci era șef pe acolo, așa, ăsta cu turban, cu nu știu ce. Și el ne povestea că i-a spus numai că, uite, m-au numit ăștia în România, tu știi unde e România? Și mai că s-a zis, păi cum? Filmele indiene se fac în România. Și, într-adevăr, dacă te uiți pe generic, ai să constați că o parte din scene sunt făcute aici. Deci se întâmplă. În schimb, am avut niște prieteni care m-au dus în India și deci am fost la Bollywood și, într-adevăr, Bollywood-ul ăla, când îl vezi, te ia cu frig. Adică, de ce? Pentru că, știi cum e exact, apropo de crainicele de altă dată și așa, care știau așa că dacă îți pui o bluză nu foarte elegantă și dintr-un material nu foarte fin, dai mult mai bine pe post decât dacă vii ca Felicia Meleșcanu îmbrăcată de la dantele, din de astea la Geneva, foarte fine, mătase, nu, îmbrăcată, mătase, îmbrăcată în Coco Chanel, știi? Da. Adică asta e și la ei, știi? Adică faptul că acolo te învață, îți arată și vezi dintr-o dată că totul e cam jupuit, cam rupt, cam așa, cam, adică nu e cum îți imaginezi Bollywood-ul ăla extraordinar, iar desfășurările astea în mare parte se fac și aici la noi. Așa că asta e, dar e un mister al lor, ele funcționează la ei unde au o populație foarte numeroasă, inclusiv mulți care au emigrat în Noua Zeelandă, de care tocmai vorbim, știm, într-o grămadă, la Londra nu există. Când mă duc, primul lucru, evident că mă duc și la cinema și scot programul și mă uit, pac, 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 în time out ce apar. Filme indiene, cel puțin 5 filme indiene sunt tot timpul. Da, eu v-am să întreb în chestiunea asta, apropo, bun, că despreceam despre Bollywood, hai că mai știam. Bă, dar văd că vine foarte tare din urmă cinematografia turcească, apropo de seriale. Da. Mai e ceva, descoper cu o plăcere extraordinară. Și coreană, dar stai puțin. Să nu mă repet, eu nefiind spectator de film, da? Dom'le, am văzut niște seriale făcute de israelieni, Fauda, spre exemplu, foarte bine jucat, foarte bine jucat, actori buni. Dar ei întotdeauna au făcut, că să știi că și în derivă la prima variantă era a lor. Aia a venit aia americană și aia românească. Dar cu turcii ăștia ce? Adică fac la greu, adică nu e. O televiziune care este partea unui consorțiu turcesc și nu vrea să-și aducă producția lor. Nu, dar și dincolo, oricum, e ideea că e o viață din asta cu niște drame pe care în principiu le trăiești și pe aici, dar numai că sunt trăite de personaje mult mai frumoase decât astea din realitate. Bărbații sunt frumoși, femeile sunt superbe, femeile mare parte sunt jumătate turcoaice, jumătate altceva, ca și în India, că și în India au făcut această combinație, iar filme, există și filme foarte bune turcești, pentru că o parte din ei au emigrat și au făcut școală la Berlin, dar au venit cu sensibilitatea turcească venită pe expertiza nemțească, știi? Și atunci a dat o chestie foarte... Soi de moartea domnului Lăzărescu. Nu, dar au ieșit niște lucruri chiar bune. Iar apropo de comedii, de ce spuneai înainte, nu e așa, există niște comedii foarte rafinate, că dacă mă întorc la Filantropica lui Nae Karanti și la concertul lui Radu Mihăileanu, se poate, adică nu trebuie neapărat să mergem la Miami Beach, să ne înțelegem. Cât au 10 ani? Da, bun, au chiar dar nu putem trăi chiar numai din un film la 10 ani. Dar există, asta vreau să spun.